Se vede un vapor în depărtare, o goeletă fără pânzele ridicate și vă spun că suntem pe faleza între Puerto Rico și Playa de Amadores. Milioane de oameni se plimbă pe aici în fiecare an. Foarte frumos. Acolo e Puerto Rico și uitați cum s-a săpat. Gloria Spa Hotel cu o piscină chiar la ultimul etaj, fără perete, doar sticlă. Ți-e și frică să te apropii de marginea piscinei. Să nu te duci în ocean, ia uitați. Și uitați-o cât de lungă poate să fie. Și câți oameni stau și merg cu ea. Merită din plin. Abia aștept să arăt ce adâncime e până jos. Și ne întoarcem la vaporașele noastre. Haideți! Wow, dar ce distanțe! Încă n-a început să vi se facă frică? O să înceapă. Mai ales când arăt unde e copățat hotelul Gloria. Dar abia am plecat și cât mai avem de mers. Aici este intrarea în hotel. Nu vă vine să credeți, uitați. Wow! Și priveliștea esplanadei, falezei, locului de mers pe jos, între cele două stațiuni, plajă, Puerto Rico și Amadores. Altă zonă periculoasă, același vapoare, dar ce vreau să vă arăt. Cactus. În floare, nu, e, sunt alte flori. Prin ele și ne apropiem de mijloc. Ia uitați, alte clădiri cocoțate pe deal. Încă n-am terminat hotelul. Wow! Ce mai stăm, Tom? Să nu cadă mobilul. Destul de periculos, nu? Ia uitați! Wow! Îți dai seama la ce noapte, nu-i? Una peste alta, casele. Ia uitați-le. Țac, 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 până în vârf. Și așa se ocupă munții. Doi tineri. Înainte erau mai mulți și mai multe tipe. Și făceau topless. Și uitați cum ajunge acolo. Dar deja s-a turnat beton ca să nu mai poți să ajungi. Și bineînțeles, cartierul sau sătul cu Bahia Blanca, vă l-am arătat că e tot în creștere, și următorul cartier, în partea cealaltă. Un vapor aproape de faleză. Wow. Și o zonă în care se dezvoltă. Sunt șopârle, mai ales pe acolo, poate avem o să vedem împreună. Dar e seară, cred că s-au retras. Dar era foarte frumos. Acum câteva secunde era șopârlă, dar văd că a fugit. Făcute special pentru ele. Ascunzători. Ei, bănesc că e și seara, e aproape 6 seara. Ei, poate le vedem odată și odată. Și pe aici erau șopârle, dar din păcate au început să apară pisici, porumbei, care mai fac șopârle.
ca idee, sunt cele mai blânde ființe. Ciopilele se sperie imediat, nu sunt toxice, nu atacă. Ăsta e cel mai periculos animal de pe insulă. Deci în privința asta nu trebuie să vă fie teamă. Nu există șerp, nu există păianjen, nu aveți nicio treabă. Tot nu apare nicio șopârlă? Mai așteptăm? Nu mai așteptăm, hai mai departe. Încă mai sper să mai apară vreo șopârlă. Ori pe deasupra. Of, mă văd și eu animalul insulei. Și uite câte găuri sunt. Niciuna? Îmi spuneți lui dacă vedeți vreuna. Wow. Hai să mai filmez. Suntem aproape de terminare și uite cât am mers. Cu frumoasă faleză. Fantastic. Și vaporașul. Soarele aproape apune. Ne grăbim să vedem și plaia de Amadores. Și cam în zona asta se termină periplul nostru. Și începe plaia de Amadores, una din cele mai frumoase plaje. Wow! Vă aștept aici, merită din plin.